Cu toții știm despre ouăle de găină. Cred că fiecare le-a încercat măcar o dată în viață și știe că nu sunt scumpe. Dar nu putem spune aceeași despre ouăle altor animale. Ouă pentru care va trebui să scoateți din buzunar o sumă impunătoare. De la cele mai mari ouă din lume la cele care costă 10.000 de dolari. În acest episod veți vedea cele mai scumpe ouă din lume și veți afla mulți factori interesanți despre ele. Așa că puneți un like și să începem! Kiwi este o pasăre fără aripi care locuiește în Noua Zeelandă. Există 5 specii de kiwi, fiecare dintre ele nu întrece dimensiunile unei găini obișnuite. Aceste păsări au cel mai disproporționat ou în raport cu corpul lor. Ouăle lor sunt mari, iar masa galbenușului în raport cu masa totală este de aproximativ 60%. La găini, acest număr e de aproximativ 35%. Puii care eclozează sunt aproape deodată adaptați vieții independente. Apar pe lume deja acoperiți cu aripi și pot să facă față propriilor nevoi. Pentru așa produs, unical veți da undeva la 100 de dolari per bucată. Icre negre. Aceste ouă minuscule de pește sunt o delicatețe în întreaga lume. Când vorbesc despre caviarul negru, oamenii de obicei își imaginează că e dobândit din sturionul din Marea Caspică sau Neagră. Negru mai este considerat însă și caviarul de beluga, anume el e lider din punct de vedere a prețului, a valorii nutritive, dar și a calității gustului. Anume pentru asta este atât de apreciat de gurmanzi. Are o aromă de nucă și, contrar opiniilor populare, nu miroasă deloc a pește. Se consideră că cea mai gustoasă icră este cea cu nuanța aurie, obținută de la un pește de aproape 100 de ani. Desigur că prețul este incredibil și poate ajunge la 7-10.000 de dolari per kilogram. Având în vedere asta, caviarul negru este considerat nu doar unul dintre cele mai scumpe feluri de mâncare de pe planetă, dar și cele mai scumpe ouă de animale din lume. În dependență de țară, se găsesc și alte specii de pești care au icre asemănătoare. De exemplu, sturionii. Aceste icre au un ansamblu de substanțe active, compoziție ușor digerabilă, iod, fier, potasiu, acid folic, acizi grași, polinesaturați, vitaminele A, D și E. Icrele sunt o sursă bogată de proteine cu digerare rapidă, calitatea cărora pot să concureze cu carnea. Ayam Chemani. Uitați-vă aici! Aceste ouă sunt negre atât în interior cât și la exterior. Aparțin unei rase speciale de găini, care a fost creată prin încrucișarea găinii roșii de junglă și acelei domestice. Această rasă rară de păsări nu depun ouă foarte des. Ouăle lor sunt mai mari decât a găinilor simple și variază în culoare de la roz până la negru. Sunt de 10 ori mai scumpe decât cele de găină, dar merită să le încercați măcar o dată în viață. Pescărușii. Aceștia se consideră a fi niște dăunători de pe litoral care necăjesc turiștii în încercarea de a le fura mâncarea. Ei nu sunt adorați, dar putem să-i admirăm. Pentru ce? Pentru ouăle neobișnuite pe care le depun. În Marea Britanie sunt folosite în rețete diverse deja de sute de ani. Dar fiind că pescărușul nu este o pasăre domestică și nu poți să o ții într-o cușcă, există diferite reguli de colectare a ouălor acestora. Se permite colectarea ouălor doar anumitor specii de pescăruși, într-o cantitate limitată și doar oamenilor care au o licență specială. Ouăle lor au o nuanță verzuie cu pete negre, dar norocoșii ajung să guste din ele, fiindcă este permisă adunarea a doar câtorva mii de ouă pe an. Curca este o pasăre populară care poate fi văzută pe masă de ziua recunoștinței, Crăciun și alte sărbători. Aceste păsări au devenit populare cu carnea lor delicioasă, deși au și niște ouă uimitoare. Coaja e mai dură, sunt mult mai mari decât cele de găină, dar în rest sunt asemănătoare. Producerea lor e foarte scumpă, de aia rar pot fi găsite pe rafturile magazinelor. În perioada de depunere de la femelă se poate obține un ou la câteva zile. Peste ceva timp încep să depună peste o zi sau o dată pe zi. Ouăle sunt foarte hrănitoare și conțin o varietate enormă de substanțe utile. Prezența și cantitatea microelementelor depinde de hrana păsării și anotimpului. Cele mai fragede și echilibrate din punct de vedere a substanțelor hrănitoare sunt cele depuse la începutul verii, când dieta păsării este în mare parte compusă din iarba proaspătă. Cazuarul.
Cazuarii sunt niște păsări care nu zboară, locuiesc în Noua Guinee și Australia. Sunt cunoscuți pentru corpul negru și gâtul albastru. Sunt unele dintre cele mai grele și mari păsări din lume, fiind considerate periculoase din cauza caracterului agresiv și exploziv și a ghearelor ascuțite. De asemenea, au niște ouă uimitoare. Femela depune de la 3 la 5 ouă, după care de ele are grijă tatăl. Sunt mari, aproape ca cel de struț, de o culoare verde închis. Și deși poate să pară că pentru un ou atât de mare culoarea e prea vizibilă, cazuarii au puțini dușmani care ar îndrăzni să intre în conflict cu ei. Iemu. Iemu este cea mai mare pasăre australiană care are niște ouă unice și corespunzător foarte scumpe. Ea în general este a doua cea mai mare pasăre de pe planetă, locul 1 fiind ocupat de struț. Ouăle păsării Iemu sunt cam de 13 cm în lungime și cântăresc undeva 1 kg. Au o nuanță verde-albăstru închisă, iar la atingere seamănă cu oțelul de damasc. Culoarea ouălor nu e întâmplătoare, este un camuflaj perfect în iarbă. De obicei, femelele depun o grămadă de ouă în fiecare iarna. Caracteristicile neobișnuite a oului desigur că se reflectă asupra prețului. Astfel, pentru o bucată va trebui să plătiți $30, iar să luați masa pregătită cu pricepere dintr-un ou de Iemu vă va costa începând cu $90. Cei care au încercat aceste ouă spun că gustul lor e foarte moale și cremos, seamănă cu cele de rață. Însuși gălbenușul are un gust foarte savuros. Un singur ou Iemu va fi de ajuns pentru 2 sau chiar 3 persoane deodată, așa că nu trebuie să vă faceți griji. Împărțind nota de plată la câțiva, se poate gusta din acest deliciu la un preț destul de rezonabil. Struțul. Oul acestei păsări este într-adevăr enorm, ce nu e de mirare având în vedere mărimea struțului în sine. Greutatea unuia ajunge la 2 kg, ceea ce este egal cu 24 de ouă de găină. Ca să fierbeți un ou de struț, veți avea nevoie de 50 de minute, aproximativ. Coaja este incredibil de groasă. Oamenii folosesc un ciocan sau un burghiu pentru a ajunge la conținutul oului. Unul e suficient pentru a hrăni 5-7 oameni, căci conține aproximativ 2000 de kilocalorii, ceea ce corespunde unei norme zilnice a unui adult. Din cauza conținutului scăzut de colesterol, ouăle de struț sunt considerate dietetice. Galbenușul este de un galben aprins, iar albușul e transparent. În compoziție sunt prezente carotenoizii, vitaminele A, B, E, fosforul, potasiul și aminoacizii esențiali. Prețurile pentru un ou de struț încep de la $30 per bucată. Caviarul negru uimește nu doar prin preț și elemente nutritive utile, dar și prin culoare. Nu fiecare animal depune ouă de culoare neagră. Pe lângă sturion și belugă, însă există altele care fac asta. Pupăza. Se întâlnesc în toată Asia, Africa și Europa. Aceste păsări sunt faimoase pentru coroana lor amuzantă din pene. Când femelele depun ouă pentru prima oară, au o culoare turcoaz. Apoi cu timpul, culoarea se schimbă și capătă o nuanță maro. Asta are loc din cauza glandei endocrine materne care colorează ouăle. Spre deosebire de altele, ouăle de pupăză au gropițe minuscule, umplute cu un gel de substanță chimică specială antibacteriană secretată de mamă. Deci această acoperire funcționează ca un scut pentru pui, care îl protejează de la expunerea la bacterii periculoase. Țestoasele. Ouăle de țestoasă sunt un produs foarte rar, dar și hrănitor, o delicatețe specială. Sunt colectate de pe malurile oceanelor Atlantic și Pacific. Într-un sezon, o singură țestoasă depune până la 200 de ouă. Prețul pentru o porție care conține 30 de bucăți poate ajunge la $250. Au o formă rotundă, culoare albă și o coajă moale. Masa unui ou e de 30-35 de grame. Călbenușul are o culoare de galben pal la galben aprins, iar ca gust e aproape de oul de găină. Conțin multe substanțe nutritive, iar proteina lor activează reînnoirea celulară a întregului organism, stimulând întreaga activitate a sistemului imunitar. Garia, urea a alge. Doar o singură specie de păsări depune niște ouă cu o formă incredibilă. Acestea seamănă mai mult cu niște pere decât ouă obișnuită de păsări. Garia trăiesc în regiunile polare ale emisferei nordice. De obicei formează colonii pe zonele stâncoase. Având în vedere numărul mare de păsări, unui cuplu nu este ușor să găsească un loc potrivit pentru cuib. Cei doi părinți pur și simplu aleg o zonă cât de cât plată și acolo depun oul. În așa haos și cu un număr imaginabil de vecini, mai pot să încurci
și ouăle, dar pentru așa eventualitate, natura a inventat o soluție minunată. Fiecare ou este unic ca culoare, formă și pete. Asta îi ajută pe părinți să-și deosebească oul de cele străine. Au o formă alungită cu capăt ascuțit, ceea ce le scade probabilitatea de a cădea. Pe lângă asta, din cauza compoziției speciale a cochiliei, sunt practic neafectate de apă sau murdărie, ceea ce ajută ouăle să rămână în stare perfectă până la eclozarea micuților. Rechinul cu coarne. Când este vorba despre cele mai ciudate ouă ale animalelor, ouăle acestor rechini niciodată nu vor rămâne uitate. Acest rechin trăiește la adâncimi mici de-a lungul întregii coaste a Australiei, excluzând partea de nord. Mărimea este mică și rar depășește 1,5 metri în lungime. Acest rechin este unic prin aspectul său și prin cât de periculos poate fi. Numai puțin uimitor este și exteriorul oului pe care îl aduc pe lume. Majoritatea rechinelor sunt vivipari. De la început, rechinul poartă micuții în sine, după care ei ies din mamă la timpul potrivit. Dar rechinul cu coarne face totul diferit. Când veți vedea forma ouălor acestor rechini, vă va depăși sentimentul unei frumuseți absolute. Este o estetică uimitoare. Forma aceasta ajută oul să se apuce mai bine de recife. În sezon, femela depune până la 16 ouă, dar se dezvoltă micuții foarte lent. Eclozarea are loc abia peste un an. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care ou din acest episod v-a impresionat și pe care ați dori să-l încercați. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!